Bun găsit, dragi prieteni! Pe parcursul unor emisiuni trecute, invitații mei au enunțat o idee pe care am tot promis ca la un moment dat să o și dezvolt, bineînțeles, în compania unor specialiști. Și anume că se pare că rasa noastră a început ușor-ușor să fie depășită de progresul tehnologic. Sau, mai simplu spus, tehnologia ne cam ghidează viața noastră cotidiană. Există o părere în sensul ăsta, poate că nu este cea reală, tocmai de aceea am astăzi plăcerea să vă prezint ca invitații doi specialiști în două domenii foarte stricte din punct de vedere științific, și anume domnul profesor Chirleșan, Dumitru Chirleșan, prorector al Universității de Stat din Pitești, și domnul Gheorghe Șerban, de asemenea prorector, specializarea dumnealui electronică, electrotehnică, decanul facultății calculatoare. Am fost decan. A fost decan. Domnul Chirleșan, inginer fizician, fizician, inginer. Deja după, este, după situație. După situație. Deja dânsul se află pentru a doua sau a treia, a treia oară. Pentru a treia oară în acest platou, deci este un prieten al inginerului. Care este părerea dumneavoastră? În momentul de față chiar suntem depășiți de tehnologie sau este doar așa o sintagmă care vrea să sperie puțin? Răspund eu. E posibil. În momentul de față, spun, totuși nu cred că suntem depășiți de tehnologie, dar avansul, progresul acesta este enorm. Se vehiculează o lege empirică, a fost enunțată undeva în anii 60, la jumătatea anilor 60, de către președintele celebrei Intel, Gordon Moore este numele lui, și această lege empirică spune ceva de genul: la fiecare 2 ani numărul de tranzistori pe suprafața de siliciu se dublează. Această lege empirică, practic, dacă vreți, demonstrată doar din punct de vedere experimental, este valabilă din acei ani, din 1965-1970. Legea a fost enunțată în acel interval de timp și progresul tehnologic în electronică este, în momentul de față, ține pasul acestei linii, așa cum spuneam, afirmată empiric de către Gordon Moore. Dacă în anii respectivi, să zicem, traseele realizate în suprafața de siliciu erau de ordinul poate zecilor de microni, poate și această dimensiune pare inumană în momentul de față, 10 microni este aproape imposibil să vezi cu ochiul liber. Tehnologia actuală pentru procesoarele chiar existente pe piața românească coboară undeva la 32 de nanometri. Deci de la 10 de microni la 32 de nanometri realizați ordinul de mărime. Bineînțeles că acest progres în realizarea circuitelor digitale, circuitelor integrate digitale, atrage și, bineînțeles, și progresul tehnologic. Și probabil senzația pentru noi este aceea că progresul tehnologic începe să ne sperie, să ne copleșească, să ne depășească. Da. Eu aș vrea să nuanțez un pic ceea ce domnul profesor Șerban a expus, în sensul că, într-adevăr, progresul tehnologic este extraordinar. Cel puțin în ultimii 20-30 de ani am asistat la un boom în domeniul gadgeturilor bazate pe ultimele descoperiri și aceste așa zise gadgeturi au pătruns foarte ușor în rândul populației. Populația a devenit consumatoare de tehnologie de vârf. Un raport recent al Institutului Național de Statistică arăta că în România există 3 telefoane mobile pe cap de locuitor. Ceea ce ar trebui să ne dea de gândit că înseamnă că o anumită marjă de populație, că nu toți au telefon mobil. O anumită marjă de populație are 2, 3, 4 telefoane mobile pe care le schimbă la cel mult 6 luni de zile. Deși folosesc tot două urechi. Tot două urechi, da, dar vedeți, îi atrage progresul tehnologic al acelei jucărioare. Până la urmă e o jucărie pentru adulți. Și ca telefonul mobil, exemple, pot continua. Sunt multe asemenea jucării pentru adulți care exprimă progresul tehnologic, care sunt la capătul linii de cercetare, dezvoltare, implementare de proiect științific și care ajung la noi sub forma unor obiecte pentru bunul larg consum. Ceea ce acum 10 ani părea imposibil din perspectivă comercială, acum a devenit ieftin, se vinde ieftin. Acum 10 ani, navigarea prin GPS și plimbarea prin lume pe baza hărților integrate într-un sistem GPS era o chestie de foarte mare avangardă.
puțină lume avea navigator GPS. Acum, la ora actuală, aproape că nu se mai vând mașini fără unul integrat sau în mod sigur, dacă te duci să-ți cumperi unul, găsești la un preț mai ieftin decât un calculator de buzunar. Și deci, iată că aici am ajuns și poate că progresul tehnologic încă nu ne-a depășit. Dar societatea umană se află într-o etapă de tranziție a ei către ceva care va fi cu totul altfel decât acum. Ultra-tehnologizarea are aspecte bune, într-adevăr, nivelul nostru de trai crește în mod evident și avem o viață mult mai confortabilă cu toate aceste unele jucării, altele necesare, utile adulților, dar în același timp ne distanțează foarte mult de anumite valori umane. Recent, fata mea îmi spunea cu seninătate, zice, mi-am desfințat contul de pe Facebook. Zic, da, de ce l-ai desfințat? Eu care știam că la generația ei toată lumea trebuie să fie pe Facebook. Dacă nu se văd pe Facebook, înseamnă că sunt... Nu există. Ce l-am desfințat? Pentru că am constatat că nu mai puteam fără el. Este o atitudine matură, din păcate, destul de rar întâlnită, pentru că, revin la tehnologie, și hai să spun aparentul pericol, cel puțin acum cred că și opiniile medicilor, ale sociologilor converg către următoarea idee. S-a creat un soi de dependență care de cele mai multe ori nu este chiar ok pentru individ, în sensul că îl leagă de acel gadget. Eu zic chiar că mai mult îi creează o stare de handicap. Pentru că, de exemplu, se vehiculează foarte mult în ultima vreme teorii care probabil vor prinde viață, pentru că de regulă ce se vorbește azi peste 20 de ani se întâmplă. Sau chiar mai repede. Sau chiar mai repede. Teorii care vehiculează ideea, ipoteza omului de 1000 de ani. S-a investit enorm în științele viului în ultimii 10 ani. Genetica a făcut progrese uriașe. Există în acest moment proiecte de inginerie genetică capabile să genereze organe, să genereze corpul în întregime și mai ales să acționeze asupra anumitor tare, anumitor boli ereditare care până acum făceau ravagii pe planetă și să le elimine. Ceea ce duce, am citit undeva o prognoză că în maxim 100 de ani, media, speranța de vârstă poate crește la 3-400 de ani. Prin aceste inginerii și jucării genetice. Întrebarea care vine imediat implicit, în momentul în care suplinim ceea ce ne-a dat natura cu elemente produse tehnologic, nu cumva ne îndepărtăm de sensul existenței noastre, de sensul ființei umane? E o întrebare de pus. Mă iertați că vă pun eu o întrebare astăzi. Nu, este o întrebare care îmi place, dar îmi place și mai mult să o adresez unor invitați care o pot comenta, bineînțeles, de pe postura unui specialist. Și atunci revin la domnul Șerban și hai să discutăm punctual apropo de câteva chestiuni care deja sunt de larg consum. Se discută foarte intens despre nanotehnologie, despre aplicațiile ei inclusiv în medicină. Se pot trata boli grave, începând de la cancere, terminând cu, mai știu eu, tot felul de afecțiuni care în momentul de față ori nu se tratează, ori se tratează cu costuri extraordinar de mari. Nanotehnologia, așa, pe înțelesul comun, la ce s-ar referi? E, cuvântul nano înseamnă practic, mic, foarte, înseamnă foarte mic. Într-un fel ceea ce trebuie să înțelegem prin această tehnologie. Ceva miniatural, subminiatural, practic structuri care nu se văd cu ochiul liber sau extraordinar de mici, se văd cu microscopul și care au diverse aplicații în absolut toate domeniile pe care noi oamenii le cunoaștem. Poate plecând de la haine, sunt structuri nanometrice folosite în țesături. În medicină se vorbește de acei roboți, nano-roboți care investighează corpul uman. Dacă, nu știu dacă dumneavoastră ați prins, eu sunt, am trecut de 50 de ani și în perioada copilăriei mele, la televizor, rula, în perioada chiar copilăriei, era un film, rula un serial în care, la un moment dat, un fel de navă cosmică, prin nu știu ce puteri, fusese miniaturizată, subminiaturizată și intrase în corpul uman și în episoadele toate care rulau făceau investigații la nivelul diverselor țesuturi, diverselor
eu știu, organele corpului uman erau, mi-aduc aminte, într-un episod se discuta despre inimă, la un moment dat, nu mai știu pe unde. Am ajuns în acea situație. Un film din copilărie, în momentul de față, a ajuns o realitate. Păi, într-un mod prea întâmplător, după părerea mea, majoritatea producțiilor science fiction au precedat niște invenții, exact, sau de fapt nu, niște apariții tehnologice care s-au manifestat nu la distanțe foarte mari, exact cum spunea și domnul profesor Chirleșan. Da. 10 ani, 20 de ani. Am văzut filmul. Ok. Știu despre ce este vorba, da, și sunt un consumator de filme de acest gen, pentru că de cele mai multe ori am avut surpriza tocmai să înțeleg niște fenomene care au fost preanunțate până la a fi prezentate publicului larg. Da. Și cred că există așa un fel de cârdășie între mari inventatori, scenografi, Hollywood, cârdășie. Da. Comunicare, hai să nu-i spun cârdășie. Eu pot să vă spun din punctul ăsta de vedere, cu mâna pe inimă, că tot ceea ce vedeți în Star Trek, prima, a doua, a treia parte, din punct de vedere științific, este perfect argumentat. Inclusiv la absolut tot. Discuția de despre lucruri, găurile de vier, absolut salturile... Tot. Absolut tot își găsește argumente științifice în teoria relativității generalizată, în teoriile de câmp care sunt emise mai recent, în teoria stringurilor, totul este argumentat științific. A, că tehnologic nu se știe cum ajungem acolo. Păi problema tehnologiei, știți, e problema domnilor ingineri. E o problemă de timp. E problema domnilor ingineri aici de față să găsească soluția care noi fizicienii o preconizăm că se va întâmpla. Uitați, un lucru care l-am văzut, mai multe reclame în care telefoanele cu care suntem obișnuiți devin transparente. Practic ai o folie în mână, să vedem peste câți ani această folie devine telefonul cu care suntem obișnuiți. Deci va fi un plexic, un celofan, un transparent, care îl vom avea în mână și acela va fi telefonul nostru. Dar au prezentat-o la sfârșitul anului trecut, nu știu dacă cei de la Samsung sau tot o corporație mare. Televizorul ăla care se derula de pe perete. Nu, acel telefon despre care vorbește de domnul Cerban. Poți să-l să faci deci, în, la sfârșitul anului ar trebui să intre în producție. În momentul de față, din câte știu, este doar partea de ecran. Deci partea cu care suntem noi obișnuiți, acel display pe care se afișează informația. Problema rămâne și circuitele electronice care fac, dacă vreți, posibilă comunicarea prin GPS. Sunt convins că ele sunt deja pregătite. Nu știu chiar iar cum se vor putea. Iar etapa următoare va fi integrarea lui ca biosistem în organismul uman. Etapa următoare. O să avem pe mâna stângă. Există în momentul de față, ați văzut, deja la animale, animalele sunt identificate prin chipuri RFID. Fiecare chip, în momentul când trece prin apropierea unui senzor, este acționat și emite un cod de identificare și pe baza acelui cod se identifică animalul. Acea tehnică de identificare, practic, asta înseamnă implantarea în animalul respectiv a unui astfel de chip. Practic este o treabă care o vedem în viața de zi cu zi, la supermarketuri același lucru. Produsele care sunt protejate antifurt au în interiorul lor un fel de structură de acest gen. În momentul când trecem prin porțile supermarketului, fluieratul care ne însoțește dacă nu produsul respectiv nu este, să zicem, îi se înlătură această siguranță. Sau apare în sacoșe, deși el n-a fost trecut pe la casă. Da. Aceeași treabă este. Este acționat pe baza undelor radio, o emisie de unde, se stochează energia undelor și pe acea energie se face o transmisie inversă. Deci, cu alte cuvinte, n-ai nevoie de baterie pentru chipul respectiv. Iată cum funcționează, cel puțin teoretic, asta aviz celor care au așa gânduri necurate. E greu să păcălești un astfel de dispozitiv. Există o discuție care nu pleacă numai din zona științifică, și anume că omul urmărește tiparul creației la un nivel conștient sau inconștient. Și dinspre sfera, hai să spunem, ciberneticii, vine acea idee că la un moment dat s-ar putea crea o ființă, o combinație între om și, nu știu, ceva din natură. Și electronic. Inteligența artificială? O inteligență nu artificială, un om bionic, spuneam, folosesc o terminologie tot de film. Suntem aproape, există o bază reală către această discuție sau încă sunt supoziții sau cumva o deturnare a atenției? Suntem în drum spre.
Este părerea mea, pentru că am studiat și oarecum sunt angrenat în acest domeniu științific al inteligenței artificiale, al sistemelor așa numit bioinspirate, și pot să spun că este o zonă în care se concentrează efort științific, un efort de cercetare extraordinar de mare. Este un lucru așteptat. Nu s-a ajuns chiar la ceea ce, să zicem, dumneavoastră anticipați, acel om bionic, un om care să se dezvolte singur, să poată să aibă urmași și așa mai departe, dar suntem aproape de, eu știu, de niște elemente ale acestui om. Adică, spre exemplu, există în momentul de față cercetări pentru, eu știu, recunoașterea formelor. Există posibilitatea ca din analiza imaginilor video, asta însemnând practic o asimilare, o asemănare cu ochiul uman, să putem să recunoaștem obiecte. Sunt cercetări și sunt chiar metode pentru astfel de lucruri. Există metode pentru recunoașterea vocii. Deci există posibilitatea, prin analiza vocală, să identifice o anumită persoană. Sunt foarte multe cercetări în domeniul acesta și zic eu că sunt pași care preced, care ar fi necesar și care urmează să fie făcuți pentru a ajunge la acest om bionic. Sincer, nu știu ce să cred. Să mă bucur sau să mă sperii, pentru că... Deocamdată trebuie să apreciem elementele pozitive la acestui fenomen. Om bionic. Ce ziceți de o persoană care are deja pacemaker pus la inimă? Da, e bionic sau nu e? S-au inventat, este un schimb și dar, pentru om. Dar înțeles, despre persoanele care au cunosc personal, un profesor de la o universitate din Anglia, foarte bun prieten cu noi și care vine an de an la Universitatea din Texas să țină niște cursuri sau să conducă o conferință internațională, vorba de Peter Jarvis, care, pe lângă pacemaker, mai are în interiorul organismului implantat un mecanism electronic care se alimentează din exterior printr-o seringă și care îi varsă în interiorul organismului la momente de timp presetate în computerul acelei jucării dozele necesare de tratament prin care combate un cancer cu care se luptă de ani buni de zile. Deci are două construcții inginerești în interiorul corpului lui și funcționează foarte bine. Fără astea două ar fi fost de mult în lumea celor drepți. Categoric, nimeni nu... Deci, iată că omul bionic a început să existe. Mic, așa, tentative. Ce, mă rog, unde ne păstrăm speranța vis-a-vis de faptul că nu vom fi înlocuiți de niște mașini reci, cred eu că este faptul că nu prea curând sau s-ar putea ca niciodată noi să fim capabil să producem și acel transfer de, nu de inteligență, ci de conștiință. Și intrăm pe un teren alunecos. Pentru că trebuie să definim ce este conștiința, de unde vine, ce înseamnă de fapt conștiința pe cale de consecință și așa mai departe. Dar că... nu asta este tema emisiunii de astăzi. O să discutăm, pentru că mie îmi plac foarte mult subiectele de acest gen, dar acum vreau să fiu strict, să discutăm științific în niște parametri clar definiți. Științific, aș putea totuși să vin cu un adaus la ceea ce a spus dumneavoastră. Încercări sunt pentru partea de memorie. Deci nu conștiința, dar pentru zona de memorie există... Inventăm un hard foarte bun, și, ca și capacitate de stocare. Și nu numai, nu e vorba numai de asta, de a învăța din anumite experiențe. Deci a învăța, a memora anumite forme din anumite experiențe, astfel încât la un moment dat o astfel de mașină să fie în stare să recunoască anumite lucruri. Așa ceva există și este un proces, de auto-învățare. Corect, dar este totuși tot un reflex algoritmic. Corect, dar inspirat, bioinspirat. Inspirat. Sunt așa numitele rețele neuronale. E un procedeu care este un procedeu bioinspirat și care nu face altceva decât la început această rețea neuronală să fie învățată cu anumite elemente, cât mai bine poate, și după ce procesul de învățare a încetat, ea să fie în stare, bineînțeles, într-un mod totuși empiric, bineînțeles, să recunoască formele învățate, să spune că ceea ce vede la un moment dat este, sau ceea ce aude la un moment dat este un exemplu din ceea ce a învățat sau nu. Există așa ceva. Problema că avem o tehnologie atât de avansată nu ar fi. Problema este că partea nefericită este că noi nu o utilizăm
poate într-un mod judicios, într-un mod echilibrat. Și de aici o discuție, dacă vreți, sau un exemplu absolut banal. Conducem toți mașini, am devenit atât de dependenți încât ne dăm seama că și pentru a parcurge 3, 4, 500 de metri ne urcăm în mașină și facem distanța asta. Am uitat să mergem pe jos. În momentul în care avem calculatorul cu noi, sub formă de tabletă, sub formă de laptop, sub formă miniaturizată, ne luăm un iPhone sau nu știu ce, ne ducem, am dat un exemplu, cred că acum două ediții, doi tineri stăteau într-un restaurant, deci eu i-am văzut, nu sunt din povești. O oră m-am uitat la ei. Erau față în față cu iPhone-urile și nu știu, cred că își trimiteau mesaje. N-au scos un cuvânt. Bun. Da. Poate că ăsta a fost un caz nefericit sau... Dar... oricum, putem vorbi de o mare schimbare de generație. Putem vorbi de o schimbare de generație, undeva generația până în 25 de ani. Deci tot ce e până în 25 de ani, eu îi numesc generația multimedia, care sunt total diferiți. Deja s-a produs un transfer în comportamentul social, în comportamentul individual a acestor, le spun eu, jucării pentru adulți, care transferă o groază de apucături, ticuri, comportamente, limbaje, inclusiv în limbajul prin viu grai, se folosesc așa zisele scurtături, shortcut-uri de pe Messenger, încât... a devenit frecvent să auzi puștimea zicând LOL. Pentru noi ăștia care suntem un pic mai dificil este în momentul când bătrâion, se scrie. În momentul când se scrie, ajungi să constați că parcă nu mai e limba română. Da. Nu mai este limba română și chiar și din punct de vedere al limbajului, el devine din ce în ce mai fracturat, mai restrâns ca exprimare. Și nu știu dacă este neapărat bine. Pentru că noi ce facem acum? Comprimăm ceea ce până acum am văzut ca o diversitate în extindere. Cum să vă spun, eu nu o văd ca pe o dramă. Pentru că, și pe altă parte, nu văd că ar fi un fenomen în care ne-am putea interpune. De ce? De-a lungul istoriei, întotdeauna când tehnologia a făcut un pas mare înainte, au existat întotdeauna consumatori fanatici de tehnologie, care au consumat-o în exces. Și mai ales în ultima vreme. Și atunci... ce mă îngrijorează pe mine, într-adevăr, putem trage o concluzie poate tristă din perspectiva noastră, că rafinamentul unei opere de artă, a unei lucrări artistice, a unui roman care nouă ne-a încântat copilăria, s-ar putea ca ei să nu-l mai perceapă. Nu numai să nu fie în stare să reproduc asemenea opere de artă, generațiile care vin, dar să nu perceapă frumusețea unui roman. Pentru practic, că n-au timp să-l citesc. Eu sunt de părere, acest calculator face ca timpul să se comprime foarte mult. Copiii, cel puțin observ la fiul meu, aproape că nu mai are răbdare să citească un astfel de roman, pentru că el este obișnuit pe internet, balează foarte repede paginile de net și un roman cu 200 de pagini, chiar dacă este o carte a copilăriei, nu mai ajunge să o citească. De ce? Pentru că este obișnuit ca la calculator lucrurile să se deruleze repede în fața lui, imaginea să primeze, informația vizuală să primeze și atunci pentru el un roman înseamnă un chin, pentru că înseamnă parcurgerea nu știu câte ori sute de pagini. E, și acum vin eu și vă întreb pe dumneavoastră în calitate de profesori, acum, dăm la o parte specializările, ca și cadru didactic, ca om care modelează și, hai să spunem, conștiința acelui student. Nu cumva există chiar pericolul, să spunem, creierii unui bagaj, de fapt, din niște informații care nu au o continuitate, pentru că el ce asimilează? Ideea informației. El nu vede tot contextul. Este foarte greu să înțeleagă contextul și atunci reține că fenomenul se întâmplă așa sau cauza pentru care s-a întâmplat este asta, punct. Apropo de cărți și apropo de, nu e de educație, dacă bagajul... Eu aproape că m-aș declara fericit dacă ar fi în stare să identifice în continuare cauzele. Sunt extrem de pesimist și consider că riscăm să ajungem în situația în care ne transformăm în niște persoane mimetice care se bucură de efecte, înțeleg foarte bine efectele, corelează efectele între ele, nepunându-și nici măcar întrebarea de ce se întâmplă, ce se întâmplă pe screen-ul calculatorului respectiv, pe, știu eu, pe unealta cu care se joacă.
Să știți că chiar din prima emisiune pe care am făcut-o împreună cu noastră, eu am reținut foarte bine și am aprofundat, încerc să aprofundez foarte mult această întrebare de ce. În momentul în care este o idee la care am ajuns, nu o concluzie, în momentul în care noi ca oameni, ca indivizi, încetăm să ne mai punem măcar această întrebare de ce, e nasol. Bun, dacă îmi permite să dau și un răspuns și o nuanță, puțin mai devreme am prezentat progresul, în cel puțin în domeniul densității tranzistorilor pe suprafața de siliciu. În electronică, sensul învățării este cumva următorul. În școală formăm basic-ul, adică fundamentul pe care se vor clădi cunoștințele. Ne este clar că peste 5 ani, peste 10 ani, tehnologia se va schimba. Dacă vă închipuiți, deși eu predau în acest moment microprocesoare în facultate, undeva la orizontul anilor 80, dacă nu exista un curs de microprocesoare. Am făcut într-adevăr un laborator, am beneficiat de o practică la Institutul de Cercetări Nucleare de aici din Pitești, din Mioveni, dar asta a fost tot. Mă gândesc și mă aștept ca studenții noștri care astăzi învață ceva, mâine să pur și simplu cunoștințele care le predăm să nu mai fie valabile. Și atunci, ideea la noi, cel puțin în acest domeniu al electronicii ca și calculatorilor, un domeniu foarte alert din punct de vedere al densității cunoștinților și al intervalului de timp în care aceste cunoștințe se schimbă, repet, această idee noastră este aceea și nu numai la noi, este de a forma acel basic, principiile, partea de experiment, să cunoască legile care guvernează, urmând ca ulterior ei pe baza acestui fundament să poată să își caute propriile cunoștințe de care vor avea nevoie, totuși folosind până la urmă și internetul. Este o mare provocare pentru dumneavoastră ca și formatori de conștiințe până la urmă și cred că marea provocare va fi a următorilor ani în care deja observăm că lucrurile se schimbă de la an la an. Nu mai vorbim de 5 ani, de 10 ani. Vorbim de la an la an. Avem o schimbare, poate nu chiar radicală de tehnologie, dar semnificativă. O simțim, o vedem și uneori o și simțim pe pielea noastră. Dacă mai permiteți ultima remarcă, înțeleg înainte de pauză, am insistat puțin pe partea de hard și părerea mea că în momentul de față hardul a luat-o puțin mai înainte, dar progresele deosebite vor veni și în momentul în care softul care va fi aplicat pe hardul respectiv va face progrese și acest lucru deja se vede chiar în aceste smartphone-uri pe care le folosim. Softul deja de la aproape trimestrial se schimbă, apare ceva și mai bun și mai bun. Da, spre bucuria marilor producători. O să facem o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute. Am revenit în direct. Aș mai avea o întrebare, să spunem. Universitatea noastră, ține o minte că a fost și este în continuare preocupată așa la nivel de cercetare, de crearea unor sisteme care să producă acea energie ieftină pe care noi tot dorim. Sau știm că există, știm că în diverse laboratoare, în mod special prin America, s-au făcut nu numai experimente, ci există și tehnologia, dar noi, în zona noastră, cu ce ne putem lăuda? Vorbesc. Reprezint o facultate care are preocupări din plin în acest domeniu și, într-adevăr, cam colegi de-ai mei, chiar și eu, avem în minte și în fapte astfel de preocupări folosirea unei energii alternative. Sunt preocupări pentru captarea energiei solare, cel puțin aceasta este o arie de preocupări ale colegilor mei, dar nu numai aceasta, ci ceva care poate la prima vedere nu are un impact foarte mare și
poate nu este un subiect așa nemaipomenit, este vorba de randamentul utilizării acestor surse de energetice. Creșterea randamentului astfel încât să ne apropiem de acel 100%. Și aici sunt foarte multe cercetări în a optimiza. Nu se pierde energia respectivă, a folosit cât mai multă energie. Și este o serie, o arie largă de preocupări în acest domeniu, plecând de la studiul circuitelor sau aplicarea unor algoritmi, cum spuneam și dumneavoastră mai devreme, de inteligență artificială pentru optimizarea acestor surse care oferă energia necesară diverselor sisteme. Faptul că și la nivelul universității noastre există o asemenea preocupare, mie mi se pare foarte interesant, pentru că chiar de aici, din sfera academică, trebuie să plece ideile novatoare. Da. Nu știu dacă, dar de fapt s-a și comentat în presă, în toamna acestui an la universitate a avut loc un congres al automobiliștilor și colegii noștri de la Facultatea de Automobile, de Mecanică și Tehnologie, de fapt, dar specializarea automobile rutiere, autovehicule rutiere, au prezentat automobilul hibrid, chiar mai multe variante, dar o variantă care a apărut ca urmare a unei colaborări cu Dacia Renault. Și au echipat un Duster, parcă. Un Duster, da, exact. Și au prezentat și un automobil complet propulsat cu energie solară, da, asta integral. Este, iarăși, o informație care nu a circulat suficient de mult. Exact, dar nu știe, dar la Universitatea Pitești și nu există un singur prototip produs. Vreau să scot în evidență entuziasmul cu care studenții se apleacă asupra unor asemenea cercetări. În cadrul Facultății de Științe, de unde vin eu, la specializarea Ingineria Mediului, un cadru didactic tânăr, a reușit să anime atât de bine, e vorba de colegul nostru Claudiu Șuțan, a reușit să anime atât de bine grupul de studenți din anii 3-4, cât au lucrat cu foarte mult entuziasm la reașezarea unui Ford Ka, un Ford vechi, rablagit, transformarea lui într-o mașină electrică. Dacă îmi permiteți, pentru că și dumneavoastră ați prezentat pe domnul Șuțan, automobilul Duster a fost creația unui grup care este condus de domnul profesor Dănuț Marinescu. Iar acel automobil solar este iarăși realizat într-un colectiv condus de domnul Florin Șerban. Da, bineînțeles. Acum vă spun cu mâna pe inimă, pentru că sunt cât de cât specialist, predau energii neconvenționale la specializarea asta. Ce au făcut studenții de Ingineria Mediului a fost mai mult o probă de entuziasm, pentru că realizare de excepție este ceea ce au făcut cei cu autoturismul solar și cei cu echiparea Duster-ului, pentru că acolo deja lucrurile au căpătat o concretețe în potențialul flux tehnologic. Este mai mult decât un model experimental, este însă ceva care poate fi. Deci avem pregătit un proiect pe care, sunt chiar dacă vom fi solicitați, mai multe proiecte care sunt în diverse faze de dezvoltare. Eu zic că ceea ce au făcut studenții de la Ingineria Mediului a contat foarte mult pe partea de promovare a ideii de energie neconvențională, de a arăta că se poate. Și poate și ideea de a forma un colectiv pentru a realiza și pentru a crea o experiență în timpul studenției de cum se duce un proiect, cum se începe un proiect și cum se duce la capăt, ceea ce este un exercițiu foarte bun. Dacă ați asistat la dezbaterile dintre ei când analizează diversele variante de dezvoltare a oricărui componente acestui automobil, e super amuzant, vă spun. Acolo o efervescență creatoare. Bineînțeles că 90% din idei se duc după aia să izbesc într-un perete, că nu sunt neapărat bune, dar fermentează și cresc. Cele 10% sunt suficiente pentru a crea nu neapărat un produs nou, ci pur și simplu o soluție mult mai eficientă, în cazul nostru, energetică, pentru că toți simțim pe pielea noastră ce înseamnă în momentul de față monopolul și ce înseamnă energiile care deja și-au uzat și timpul de exploatare. Este și o încercare, un exercițiu pentru a pune studenții cât mai aproape de mediul socioeconomic. Cam așa, într-o zonă de cercetare a unei societăți, se pune problema. Un proiect trebuie construit, trebuie gândit, trebuie un exercițiu de proiectare, trebuie un exercițiu de execuție și atunci studenții sunt deja obișnuiți din școală cu așa ceva. O să fac o scurtă divagare de la tema noastră, să spunem, pentru că am, nu vă spun, este așa o curiozitate și personală și chiar vreau să fac și o emisiune pe tema asta sau mai multe emisiuni, vis-a-vis de distanța care există în momentul de față între școală,
inclusiv universitate și mediul social. De ce? Pentru că am senzația că societatea noastră, nu numai cea românească, nu mai interacționează cu partea de instrucție profesională sau educativă. Și atunci parcă suntem așa, două celule. Aici avem universitatea, în cazul nostru, aici avem societatea. Și nu există decât un schimb de un schimb de oameni. Nu prea mai există acel schimb de informații. Deci, repet, nu este o discuție la nivel județean, național, cred că este o discuție la nivel macro, sau ideea asta o văd așa. Mm. Și atunci v-ați întreba pe noastră, cum vedeți, pe un termen nu foarte lung, să spunem în 5 ani, în 10 ani, această interacțiune între universitate și societate și urbe, urbea noastră în cazul de față? Aș putea să vă răspund eu la această întrebare, o avem în vedere. Este primul răspuns și cel mai scurs. Și acum permiteți-mi să intru și în detalii. Uitați-vă care este argumentația mea. Am avut exercițiul evaluărilor instituționale și criteriile care au stat la baza acestor evaluări instituționale, mă rog, au apărut după ce exercițiul s-a realizat, după ce au fost strânse datele, mă rog, asta e o altă discuție, dar această discuție a generat următoarea întrebare. Criteriile respective sunt chiar cele mai elocvente, sunt cele adecvate pentru procesul, pentru caracterizarea, pentru stabilirea ierarhiei? Și foarte multe voci s-au ridicat și au spus că, de fapt, ceea ce ar trebui să caracterizeze o universitate este numărul de absolvenți care ajung să fie încadrați în producție, să zicem, undeva în domeniul în care s-au pregătit. Și atunci, cel puțin părerea mea este următoarea, și anume că noi trebuie să ne îngrijim de absolvenții noștri, de a le crea încă din stadiul de student posibilitatea unei oferte la societăți comerciale. Și atunci, proiectul care îl propun, și de fapt nu este vorba de un proiect, ci este, dacă vreți, dintr-un un rezultat al derulării unor proiecte din fonduri europene, practic niște bune practici care rezultă din aceste proiecte, ar fi realizarea unor parteneriate cu societăți comerciale sau cu institute, practic cu reprezentanța ai mediului socioeconomic, astfel încât încă de pe băncile facultății, reprezentanța respectivelor societăți să fie invitate în universitate, să prezinte studenților obiectul de activitate al societății respective, să prezinte numărul de competențe și ce competențe sunt necesare pentru o eventuală angajare, astfel încât să stimuleze studenții pentru a învăța, pentru a ști că, într-adevăr, acele cunoștințe vor fi necesare la angajare. Un astfel de parteneriat ar avea și ca, eu știu, rezultat realizarea unei practici a studenților în întreprinderea respectivă, vizite cu studenții în întreprinderea respectivă, astfel încât la sfârșitul studenției societatea comercială respectivă să cunoască deja studenții și chiar să le facă oferte de angajare. Ar fi un dublu câștig. Odată studenții ar constata faptul că este o grijă față de ei în cadrul universității, că urmând o anumită specializare au oarecum o siguranță, să zicem, între ghilimele, a locului de muncă. Ar fi și un câștig al universității, pentru că dacă acel criteriu de ierarhizare care este bazat pe numărul de absolvenți încadrați în domeniul de studii pentru care s-au pregătit este mare, atunci și șansa universității de a urca în clasamentul național, să spunem, crește. Da, este o idee corectă, concretă. Să o vedem pusă în practică. Asta este cel mai important. Dacă îmi permiteți să intervin un pic aici, cert este că în conjunctura actuală în care întreaga societate este un pic debusolată, atât din perspectivă economică, cât și din perspectivă de strategie, cunosc foarte mulți întreprinzători mai mici, mai mari, care au o stare de confuzie apropo de dezvoltare imediată în plan, să zicem, profesional al firmei în care se află sau pe care o conduc sau pe care o dețin. Din cauza, pe de o parte, acestei stări generale de confuzie, a fost criză, mai e criză, ce a mers nu mai merge, ce merge încă nu știm, se fac tot felul de tatonări ale pieței. Iar pe de altă parte, datorită poate și a unei, să zicem, unui statut mai aparte al Universității din Pitești, ca universitate care, mulțumesc Dumnezeu, încă nu este aliniată politic.
Noi am avut în ultimii ani de zile o interacțiune nu extraordinar de bună cu mediul socioeconomic din regiune. Eu o privesc pe asta ca pe o provocare pentru noi, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem atât noi, universitarii, cât și mediul economic pe de altă parte, că suntem, să zic așa, pedepsiți să conviețuim și să trăim unii datorită celorlalți. Pentru că resursa umană de care este nevoie în acest județ, până la urmă, Universitatea din Pitești, împreună cu alte instituții de învățământ, fie superior, fie preuniversitar din regiune, eu nu fac aici un partipris numai pentru Universitatea din Pitești, dar instituțiile de învățământ, fie superior, fie preuniversitar, sunt furnizoarele resursei umane pentru întreprinzătorii din regiune. Și mai devreme sau mai târziu, noi va trebui să ajungem să avem niște discuții raționale asupra modului în care să se poate integra activitatea formativă, educațională cu cea economică. Noi avem bune relații, fie cu Asociația Oamenilor de Afaceri cu care conlucrăm, fie cu patronatul întreprinderilor mici și mijlocii cu care iarăși conlucrăm, fie cu marii producători cu care avem chiar relații de cooperare. Dacia Renault are un master dedicat în Universitatea din Pitești, de exemplu, și are multe specializări la care face recrutări, dar încă nu este suficient. Se poate mai mult. Este evident că nu este suficient și pentru faptul că și firmele sau proprietarii acestor firme încă nu înțeleg cât de util ar fi pentru ei o asemenea relaționare. Pentru că au posibilitatea să-și formeze și să aleagă efectiv. Și pe bani puțin. Și pe bani foarte puțin. Pe bani puțin. Ceea ce e foarte important. Aici e bine de scos în evidență un aspect. Simt nevoia să-l spun. Dată fiind activitatea mea din ultimii 8-10 ani de zile ca responsabil cu relațiile internaționale al Universității din Pitești, vă spun că în continuare în România învățământul, deși blamat, deși ponegrit, deși în mod voit marginalizat în afara societății, eu așa îl văd în momentul actual, produce în continuare valori. Nu în puține state ale lumii găsești absolvenții Universității din Pitești. Fie ca doctor în științe, fie ca dublu doctor în științe, fie ca doctoranți la universități de prestigiu. Poate nu se știe, dar avem colegi care au terminat, deci avem studenți care au terminat aici și sunt în acest moment doctoranți la MIT. Avem studenți care au terminat aici și sunt în acest moment doctor la universități din Texas, la Austin, în Dallas. Deci, dau numai câteva exemple care mi-e acum în minte, rapid. Nu mai spun că în Europa avem o grămadă de studenți care sunt în momentul ăsta ancorați foarte bine în mediul academic sau în mediul socioeconomic al țării respective. Și de atunci... câte mi-aduc eu aminte și de sub mâna, să spun așa, domnului Șerban, au ieșit o mulțime de specialiști care, de asemenea, ne-au făcut și ne fac cinste. Corect. În afara granițelor. Avem absolvenți care sunt în Statele Unite, la întreprinderi, la societăți extraordinar de mari, cunoscute, Texas Instruments, aș da un exemplu, în Canada, în Europa, Franța, avem absolvenți ai noștri care urmează doctorat în Franța, avem chiar în acest moment 3 doctoranți, 2 în Grenoble și unul la Paris. Și sunt copii care foarte buni, care au preferat universitatea noastră și acum își croiesc o carieră prin forțe proprii, plecând de la noi. Și pe baza relațiilor pe care universitatea noastră le are cu universități europene sau din altă parte a lumii. Și dacă îmi permiteți, aș mai adăuga, pe lângă studenți, să știți, cel puțin la electronică ne-au plecat o generație întreagă de profesori. O generație întreagă de profesori activează în acest moment în Statele Unite, în Europa, în Canada. Este într-adevăr un motiv de laudă, dar de mândrie, dar pe de altă parte este și un motiv de îngrijorare, pentru că noi exportăm în momentul de față cea mai mare bogăție a acestei țări, și anume inteligența, creierul. Încă nu am creat acel mecanism social care să păstreze aceste valori extraordinare aici și să producă plus valoare pentru noi, pentru țara noastră, pentru comunitatea noastră. Și o ultimă idee, cu asta închid această paranteză, pentru că nu vreau să transformăm discuția noastră cât se poate de științifică într-o analiză sociologică.
până când nu se va crea o presiune socială, poate plecată și din mediul universitar, nu numai din Pitești, și plecată și din rândul nostru, că noi formăm societatea. Politicul nu va mișca absolut nimic. Dar asta este o altă idee, nu vreau să o dezbat aici, pentru că nu e cazul. Mă reîntorc la discuția despre energiile alternative, despre energiile ieftine. A existat un personaj și care se păstrează foarte viu în memoria noastră, și anume Nikola Tesla, sau Nicolae Tesla. Omul acesta, după mulți specialiști, se pare că ar fi fost mai valoros chiar decât marele profesor. Da, e o personalitate controversată științifică. Bun. Într-adevăr. Dar el a lăsat în urmă un bagaj de invenții, de idei, care se pare că totuși au fost luate în serios, mai ales de industria militară americană. Cât se poate totuși aplica, sau ce, după părerea, acum întreb fizicianul care cunoaște, zic eu, cel mai bine această parte, pentru că Tesla s-a jucat cu energiile, s-a jucat cu, cel puțin în teorie, cu energia electromagnetică și așa da, mai departe. Nu, și, deci, ceea ce se știe la modul cât se poate de popular despre Tesla, ca personalitate controversată, repet, a lumii științifice, veșnicul concurent al lui Edison, veșnica concurență între energia produsă în sistem alternativ sau în sistem continuu, competiția care pe undeva a fost nedreaptă pentru Tesla, pentru că Edison a avut în spate un concern care l-a susținut financiar, pe care Tesla nu l-a avut. Toate aceste lucruri fac parte, să zicem, din istoria romanțată. Realitatea în teren este că ceea ce Tesla a studiat și a investigat cu mijloace rudimentare la vremea respectivă, el fiind un urmaș al lui Faraday, care și el la rândul lui a studiat câmpul electromagnetic cu mijloace și mai rudimentare. Toate aceste mijloace rudimentare au suferit în timp dezvoltări extraordinare, iar ceea ce el a investigat atunci, cum s-a priceput și cu laboratorul care, vă spun sincer, am avut ocazia să vizitez laboratorul lui Faraday din Londra. Și m-a străbătut așa o senzație de dulce amar, pentru că te uiți și vezi, celebra lege a lui Faraday a fost descoperită și pusă în evidență și materializată pe niște aparatură cât se poate de rudimentar. Astăzi noi așa ceva n-am ține nici măcar, cum să spun, ne-ar fi rușine să ne găsească cu cineva cu așa ceva în dulapuri. Ei, revin. Toate aceste dezvoltări, care au fost extrem de dificile, având în vedere aparatura rudimentară, au adus în secolul 21 aplicații de mare vârf tehnologic, care sunt consecințe ale descoperirilor lui Tesla. Deci, lăsând la o parte, studiul câmpului electromagnetic așa ca o idee abstractă. La ora actuală folosim multe din efectele câmpului electromagnetic în tehnologiile curente. Deci Tesla poate să ne privească fericit de acolo din paradis, că noi ne-am văzut de treabă urmașii lui și am făcut ce trebuie. Însă rămâne ca o mare necunoscută, pe care Einstein a precizat-o în testamentul lui științific, rămâne o mare necunoscută ideea de câmp, fie electromagnetic, fie de altă natură, câmp de forțe, și mai ales coagularea acestor idei despre câmpurile de forțe într-o teorie unitară. Einstein spune destul de romantic, acela care va reuși să scrie o teorie unificată a câmpurilor va face pasul mare următor în știință. Și deocamdată nu avem. Nu avem, dar... Deci am vrut să scot în evidență că Tesla ne-a lăsat un bagaj important, a fost exploatat, a fost dezvoltat, au apărut multe peste, chiar și la nivel teoretic, numai la nivel fenomenologic, experimental, dar în continuare avem o problemă. Avem o mică problemă. Câmpul electromagnetic rămâne în continuare un mister din perspectiva fundamentului conceptual. Dacă îmi permite să am și o mică intervenție... Ceea ce mi s-a părut mie remarcabil în activitatea lui Tesla a fost spiritul acesta de căutare,
Din câte știu, la un moment dat el a lucrat câteva luni sau poate și mai puțin în laboratorul lui Edison. Nu au putut să se înțeleagă, fiecare avea un mod de a gândi, fiecare avea niște lucruri pe care le urmăreau și atunci s-a despărțit, a pus capăt relației cu Edison și a trecut pe linia lui, a căutat și a ajuns la teoriile pe care le-a lansat. Ce este pentru noi remarcabil, asta era ceea ce vreau să spun, exemplul acesta de a căuta, de a nu te de a încerca să răzbați de unul singur, de a încerca să-ți găsești propria cale. Și este o chestie remarcabilă, după părerea mea. Dar nu ceda. Da. Da, de a fi perseverent în efortul de cercetare. Eu recunosc că nu am cercetat, să spun, activitatea lui Tesla din perspectiva unui om de știință. Am încercat să înțeleg fenomenul altfel. Și la un moment dat am ajuns să citesc o chestiune care nu știu cât este folclor, cât este de adevărat, dar se pare că totuși soluția Edison a fost aleasă și pentru faptul că implica o infrastructură foarte costisitoare în sensul de a aduce plus valoare celor care o construiau. Pe când Tesla venea cu inclusiv cu posibilitatea de a transmite gen wireless, fără nimic, energie și iată că... Deja ați pronunțat un cuvânt care definește o aplicație a ideilor lui Tesla. De aici, asta ar fi una dintre ideile care le-a creat Tesla în urmă cu... Eu cred că el a nimerit în conjunctura nefericită a omului de știință care luptă aproape singur cu un mare mecanism economico-financiar. Care însemna Edison asta și ce a fost întâmplat. În spatele lui. A avut și neșansa faptului că a venit poate și din Europa, el este sârb la origine, din câte știu și eu, și a avut de luptat, știu că în Anglia, chiar cu bariera lingvistică, a trebuit să învețe, după aceea în Statele Unite, Edison deja avea în spate un angrenaj puternic și exact cum zice domnul prorector, probabil că aspecte de genul ăsta de autosustinerea acelui mecanism au făcut ca Tesla să fie marginalizat. O strivit. Da. Iar noi, nu noi consumatori, noi cei care încă suntem așa la acel soi de butoane, nu putem accepta încă această idee ieftin și pentru toată lumea. Noi trebuie să avem o tehnologie scumpă, chiar dacă acel aparat, în esență, el costă, nu știu, are un preț relativ mic. Am în spate o industrie pe orizontală care captează alte venituri generate de folosire. Este unul din principalele motive pentru care nu se renunță încă la petrol. La petrol. Deși se tot spune de vreo 10 ani, țin eu minte, că mai avem vreo 20-30 de ani și epuizăm. Chestiune pe care, nu știu, o cred și nu o cred. Nu e chiar adevărată. Nici eu nu cred, sincer. Este motivul pentru care cercetările în automobilul hibrid au fost totuși foarte... au avansat extrem de lent. S-a pus chiar frână. Foarte lent și vis-a-vis de progresele în electronică, sunt convins că existau șanse ca dezvoltările pe partea de hibrid, automobil hibrid, să fie mult mai avansate. Iar... Despre... motorul cu hidrogen se poate spune că este o idee viabilă? Unii spun totuși că implică un anumit risc. Cum să vă spun? În momentul de față nu atât riscul cât imposibilitatea asigurării unei infrastructuri care să conducă la alimentarea în timp real a acelui automobil cu hidrogen. Asta ar fi principala problemă a societății noastre. Păi, problema asta se pune și în cazul automobilului electric, zic ei. Că, așa cum domnul proiectul a scos în evidență, la ora actuală, progresele în domeniul electronicii de vârf și a electrotehnicii și a energeticii de putere sunt atât de avansate încât ar fi doar o chestiune de decizie politică ca începând de mâine, în loc să avem stații de benzină, să avem stații de alimentare la curent a automobilului electric. E doar o decizie politică, care nu se ia. Și nu se ia din cauza că mari concerne mondiale, la ora actuală, se bazează pe petrolul ăsta care trebuie consumat. Este iarăși o direcție în care nu s-a insistat. Acest automobil electric are la bază bateria. Și progresele în dezvoltările tehnologice pentru baterii încă nu sunt cele așteptate. Dacă ați observat, performanțele unui automobil electric înseamnă 100 de kilometri, 100, autonomia este foarte mică. De ce? Pentru că
bateria, acumulatorul de fapt, nu a crescut la performanțele așteptate. Materialele din care este realizat acumulatorul respectiv nu toate materialele au fost testate, nu toate proprietățile. De ce nu s-au investit bani în cercetare? Nu s-a dorit practic acest lucru. Concernele petroliere au o doză de influență suficient de mare și atunci vă dați seama, în momentul când se trece pe electric, automat petrolul rămâne, da. Poate nici nu știu pentru ce, poate pentru alimentarea noastră. Nu știu pentru ce. Nu mai știu pentru ce rămâne. Vă întreb, de câte ori ați văzut militanții Greenpeace legați cu lanțuri de vreo rafinărie? Nu prea am văzut. Da, de o centrală nucleară? De ce? Pentru că pentru că e principalul dușman. În plan economic, centrala nucleară este principalul dușman, nu numai potențial, e un dușman care funcționează pe piață, e principalul contrafurnizor de energie, ieftină și pentru toată lumea. Aici e problema. Da. Discuția, cred eu că o putem prelungi foarte mult, fiindcă sunt convins că exemplele sunt diverse. O să încercăm în ultima parte a emisiunii să mai comprimăm atât cât putem. Deocamdată mai facem o ultimă pauză de publicitate. Am revenit în direct. Am o întrebare năstrușnică pentru domnul profesor Chirleșan. Aolea. Ce mi-ați răspunde dumneavoastră dacă eu vă spune că noi suntem înrudiți cu pietrele? Noi omul. Eu omul. Depinde cu ce fel de pietre. Orice vreau că vreți dumneavoastră. Ei, acum vedeți că mă atrageți într-o zonă în care... Chiar vă provoc. Strict științific vorbind, da, și noi suntem carbon și piatra e carbon. Și noi suntem un pic din siliciu, un pic din azot și piatra are de toate astea. E o mică diferență. Deci ceea ce face diferența între noi și pietre este totuși agregarea noastră în materie organică și mai ales articularea acestei materii organice determinată de eul nostru interior. Aici avem o problemă în care clar ne deosebim de pietre. Dar vin tot eu și spun că există tot fel de scenarii de existențe, de forme de existență paralele cu cea bazată pe carbon organică, care dovedesc că foarte bine s-ar putea dezvolta o structură inteligentă, articulată, bazată pe siliciu. La deci siliciu interveni eu și aș spune că nu cred că se va mai putea întâmpla. Domnul proiector, vă dau gândul meu, există teorii care arată că am fi putut să evoluăm foarte bine pe același tip de structură, da, macromoleculară pe care suntem construiți cu carbonul ca bază, să avem siliciul ca bază. În momentul ăla n-am mai fi fost așa cărnoși și simpatici și rotunjori, am fi fost niște bolovani. Scepticismul bolovani deștepți. Scepticismul meu se leagă de faptul că în momentul de față, în zona siliciului, și dacă iarăși revin la prima idee pe care am enunțat-o astăzi, limita de utilizabilitate a siliciului începe să se atingă. Practic, dacă aceea lege a lui Moore rămâne în continuare valabilă, în 10 ani, vom ajunge în situația în care siliciul să nu ne mai poată fi de folos pentru realizarea circuitelor digitale, pentru realizarea circuitelor integrate. Trebuie să trecem la alt material. Da, probabil că s-ar putea carbonul să fie viitorul. Sau ajunge la membrana biologică. Intrați în zona procesorilor cuantice bazate pe carbon. Ajungem și la prietenul nostru, bozonul Higgs, dar de ce am forțat eu această asociere, desigur? Pentru că undeva la nivelul comparației ultimei cărămizi, avem structura atomică. Și structura noastră atomică nu cred că este prea deosebită ca cea a unui copac, Dacă ne raportăm la materiale organice, structurile sunt construite pe lanțuri de carbon. Acum, dacă ne referim la roci, rocile au totuși o altă structură. Dar atomii sunt diferiți? Da, în mare parte da. Atomii, speciile atomice sunt altele. Acum, dacă atomul de zinc sau de staniu care îl găsești într-o rocă sau de siliciu sau de carbon o fi având aceeași culoare și același gust cu atomul de carbon, nu știu, că noi n-am reușit să ajungem aici să-l vedem, să-l gustăm. Dar vreau să
fac o parabolă și să spun că da, din anumite perspective, dacă stăm să ne gândim, mulți dintre noi suntem cam bolovani. Și aici avem o problemă. Asta ca să mai desind un pic, că poate am intrat prea adânc în domeniile de cercetare științifică. Cert e că viitorul ne va scoate în evidență multe din aspectele care noi încă nu le înțelegem, pentru că, apropo de cercetările în zona energiilor neconvenționale și a fenomenelor paranormale care țin de aceste forme de energie, și o plantă are viață în ea, și o plantă reacționează, și o plantă simte ce urmează să-i se întâmple. Sunt câteva studii care pun în evidență că o plantă ține minte crenguța care a fost tăiată sau frunza care a fost tăiată în imagine electromagnetică, se relevă existența acelei crenguțe care nu mai e. Reacționează la stimuli emoționali? Exact. Intervenția mea era legată că pentru ceva viu, pentru animal, pentru plantă, cercetările care sunt în curs sunt legate de hărțile genomului. Este cunoscut faptul că pentru om această hartă a genomului uman deja a fost descifrată. S-a plecat de la plante, s-a plecat de la animale simple, s-a ajuns la om și acest genom, această practic genetică este partea care asigură evoluția. O piatră nu este însoțită de așa ceva. Nu putem vorbi de genomul. Evident că nu. Am și spus, eu am forțat puțin ideea, ca să ajung unde? Să ajung la prietenul nostru Higgs, asupra căruia eu nu am făcut neapărat o fixație, dar am curaj să fac pariu acum în această emisiune și înregistrăm că anul acesta, cel târziu anul viitor, până la urmă vor publica în... Că l-au găsit. Nu că l-au găsit, că l-au găsit de mult. Mai tocmai asta vreau să spun. L-au găsit de mult. Da. Vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult afirmația lui Stephen Hawking, care a zis, zice, nu vor găsi mare lucru, nu vor găsi nicio particulă, dar vor găsi 100 de alte lucruri interesante. Da. Și atunci se va face legătura între ce anume de fapt creează această comprimare a materiei. Pentru că deocamdată încă nu se știe. Bun, mergem pe calea asta a investigării și ajungem la atom. Prin ce sunt legați atomii ca să creeze această structură, această masă, pe mine, pixuri? Încă sunt discuții. Iar ajungeți vrând nevrând la Einstein. La câmp. Ajungeți iarăși la câmpuri, iarăși la ceva ce nu reușim încă să explicităm. Unitar. Vă dau cuvântul meu că e cel mai greu curs. Când am deținut cursul despre câmpuri de forțe, mi-e extraordinar de dificil pentru că știu că urmează, mai devreme sau mai târziu, să spun o minciună. Deci mie mi-e clar că trebuie să... Sau mi se pun întrebări. Sau studenții care sunt de obicei mai deștepți decât noi, au grijă să spună acele întrebări care îți demolează orice construcție rațională vrei tu să pui ca să îmbraci conceptul de câmp în cuvinte care chipurile după mintea ta sunt explicații. Iar el vine și te întreabă exact acolo unde știi și tu că ai acoperit o chestie care nu poți să o explici și te lasă uneori în stare de semn de întrebare. Problema e că trebuie să avem oarecare maturitate și sinceritate în același timp și eu zic că dau dovadă de ea în raport cu studenții mei în a ne recunoaște limitele. Până unde cunoașterea științifică poate să răzbată? Deocamdată. 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 N-am spus că e o limită definitivă. Împingem de ele mereu. Aici noi în electronică totuși avem un avantaj în fizică, înțeleg că și știu că sunt cursuri la care trebuie să ajungi la granița cunoașterii. În electronică totuși ne limităm la ceea ce se cunoaște și de obicei întrebările studenților sunt da, mult mai palpabile. Fizicianul este cumva în prima linie, el interacționează cu cunoscutul permanent. Corect. Iar electronistul are deja baza cunoscută și lucrează cu niște lucruri da, care vedeți, sunt deja verificate. Eu sunt primul care recunosc că fără sprijinul lor, al inginerilor care pun în practică ideile și care dau viață teoriilor fizicii sau creează echipamentele și creează echipamentele de investigație necesare pentru ca noi să mergem un pas mai înainte pe spirala asta paradigmatică a cunoașterii, fără ei noi n-am fi în stare să facem nimic. Deci aici e vorba de un schimb permanent, de o adevărată interacțiune. Este o relație chiar simbiotică. Da, da, da. Până la urmă. Știți ce fenomen paradoxal se întâmplă? Sunt dumnealor în stare, ca în clipa în care le pui la îndemână o teorie viabilă,
un model demonstrat științific, pentru că aici are și o lungă teorie ce înseamnă model științific. Când le pui la îndemână un model științific, sunt în stare să creeze într-un timp foarte scurt, deja din ce în ce mai scurt, acea tehnologie care îți dărâmă modelul. Și te obligă să regândești modelul științific, să regândești principiile care guvernează fenomenul respectiv. Deci aici am ajuns. E o cursă permanentă în care rare ori fizicienii reușesc. Să știți că în fizică, la ora actuală, există o stare oarecare de blocaj, apropo de de împingerea frontierei cunoașterii mai departe. Ei, și când se întâmplă asta, lor vin foarte repede din urmă cu tehnologiile care te pun iar în situația de culpă, că iar ți se dovedește că mai e un aspect care nu l-ai judecat atunci, că nu l-ai știut. De obicei, inginerii sunt pragmatici, încearcă să rezolve clar o anumită problemă. Și de aici, probabil, ce spune și domnul prorector, la un moment dat vii cu obiectul, cu echipamentul care răspunde la necesități, dar culmea... Scoate în evidență o slăbiciune a modelului. Da. De ce am deschis și nu o să insist foarte mult asupra bosonului Higgs, acestei particule care se comportă și ca materie și ca undă. Sunt absolut convins că nu întâmplător i s-a spus și particula lui Dumnezeu, pentru că va face legătura la momentul la care se va dori și o divulgare la nivel de masă în două mari sensuri. Unul ar fi cel științific, probabil că se va ajunge să fie exact acea treaptă superioară pe care cercetarea și aplicarea din punct de vedere științific, electronica, va găsi sau va inventa acele echipamente care să folosească și altceva în afară de siliciu, iar din punct de vedere al spiritualității, probabil că se va face o altfel de legătură care nu o să o discutăm noi. Dar să știți că electronica e foarte aproape de elementele de spiritualitate la care faceți dumneavoastră referință. Aș vrea să, comunicarea, să știu cum. Vă spun, comunicarea electromagnetică la ora actuală prin care se transmite impulsul nervos în tot lanțul nostru nervos, de la creier la membre, pe unde merg ele, pe nervii noștri, nu este altceva decât o comunicare permanentă prin câmp electromagnetic între sinapse. Lucru care dumneavoastră studiază foarte bine și pune în evidență în laborator. Deci suntem exemplu care vă spuneam puțin mai devreme legat de rețele neuronale, asta încearcă să preia din natură un sistem bioinspirat. O rețea neuronală înseamnă mai multe lanțuri de neuroni care exact, să zicem, așa cum îi cunoaștem din fiziologia umană, înseamnă axon, sinapse, conexiuni care să se știți fac. Că și asta tot cu circuite electronice. În sistemul nervos nu se transmite prin contact, se transmite prin câmp. Prin undă electromagnetică. E o undă care pleacă de la centrul nervos care generează impulsul către membru care trebuie să execute vedeți mișcarea. Vedeți cât de generoasă este natura. Cu noi ne oferă absolut orice, inclusiv modele demne de urmat. Da, dar nu ne spune niciodată de ce. Păi da, plăcerea noastră care ar fi? Asta e șansa noastră să descoperim. Noi trebuie să descoperim. Ne oferă absolut tot ce avem nevoie, dar trebuie să facem și noi un efort către ea. Nu știți de ce a fost izgonit Adam din rai? De asta a fost izgonit. Că a vrut să cunoască. Mușcat, și a rămas cu obsesia, cunoașterii. În continuare vrea să știe de ce. E o frază în primul capitol al Vechiului Testament care spune: Dumnezeu umbla pe pământ și vorbea: dacă mai mușcă și din pomul cunoașterii, va fi asemeni nouă. De ce vorbea la plural, nu știu, că Părintele Popescu n-a reușit să-mi explice, dar cert este că aici e o frază care dă foarte mult de gândit. Se pare că blestemul primordial ne urmărește tot. Vrem să știm de ce. Dar probabil că vrem să știm de ce, pentru a acumula aici o experiență, o transmite mai departe, creăm așa acea supraconștiință de care se tot discută. Și poate chiar și dorința de mai bine. Permanent omul a fost, eu știu, călăuzit în evoluția sa de a fi mai bine. La un moment dat au reușit să aprindă focul, nu? Am ajuns astăzi să avem chibrit, să avem aprinzător electric și așa mai departe. Toată treaba asta a fost o ușurare a vieții și a putea să ajungi în această situație înseamnă a întreba întotdeauna de ce, cum și de ce. Da. În măsura în care am inventat centrala nucleară, am inventat și bomba atomică. De fapt, bomba atomică am inventat-o prima. Apropo de greu subiect. Ce ni se oferă, cum folosim și către ce ne îndreptăm. Da, dar să știți că asta relevă nu partea negativă a tehnologiei, relevă partea morbidă a ființei umane. A noastră, bineînțeles, nu. Tehnologia noi inventăm, cum o folosim este o altă discuție. Foarte multe minute din această emisiune nu mai sunt. Aș vrea pentru partea de final să îl rog pe domnul Șerban să
ne dezvăluie câteva dintre ideile pe care dânsul le consideră cele mai reprezentative pentru cercetarea noastră. Și când spun cercetarea noastră, mă refer la nivelul universității, pentru că sunt convins că și dumneavoastră de ceva ani de zile aveți discuții, aveți o proiecție în viitorul imediat. Și atunci, hai să vedem către ce anume se îndreaptă și... Ce vă pot răspunde la întrebarea noastră este următoarele aspecte. Deja la nivelul universității sunt cristalizate o serie de colective de cercetare care au foarte clar definit area de preocupări. Aș începe cu Facultatea de Fizică, în care există un departament de materiale, de studiu materialelor, de știința materialelor. Este un departament care colaborează și cu reprezentanța inginerilor și activitatea dumnealor este deosebită. Colaborează cu Institutul de Cercetări și Dezvoltări și cel de la Râmnicu Vâlcea, și cu cel de criogenie și separarea izotopică de la Vâlcea. Deci domnul director al ICSI este în același timp membru în catedra noastră și lucrează în centru de cercetare respectiv. Deci se fac studii pe partea de criogenie? Da. Da, sunt zeroul absolut. Sunt mai multe proiecte de cercetare câștigate prin competițiile naționale care s-au derulat și se derulează. Ideea mea era să vă dau aria de preocupări și asta a fost un prim exemplu. Apoi, vă spuneam de Facultatea de Mecanică și Tehnologie cu această arie de preocupări legate de automobilul hibrid și tot ce decurge, pentru că este o direcție generală, dar sunt multe subdirecții, chiar și automobilul electric, complet electric, este o direcție pe care este urmărită, dar nu numai aceasta. Sunt direcții de cercetare legate de automobil, de îmbunătățirea confortului în automobil, de îmbunătățirea, de micșorarea zgomotului la care suntem supuși atunci când suntem într-o mașină, de confortul în habitaclu respectiv. Apoi în zona electronicii, arie zonă pe care o reprezintă, în preocupări în exact subiectele pe care le-am discutat astăzi, de inteligență artificială, de mărirea randamentelor surselor, de urmărirea surselor noi de energie. Aș continua cu partea de științe exacte, matematica, informatica, iarăși o serie întreagă de preocupări, studiul bazelor de date, tehnici de data mining. Practic asta înseamnă lucru cu volume mari de date. În momentul de față suntem bombardați cu volume foarte mari de informație și operarea cu aceste volume de date mari trebuie să fie bine conturată și să se ajungă la tehnici, la algoritmi care să permită căutarea rapidă, stocarea și căutarea rapidă în aceste baze de date. În zona psihologiei. În zona științelor socio-umane avem iarăși centre puternice de cercetare. Să știți că Universitatea din Pitești a atins maturitatea, zic eu, în momentul ăsta, pentru că fiecare din departamentele sau din facultățile care au crescut încet, greu, cum au crescut? Pentru că asta e România. Legislația nu este extraordinar de prietenoasă cu mediul academic. Dar în fiecare din facultățile care au crescut, putem găsi cel puțin un centru de cercetări care deja s-a coagulat, are o direcție clară de cercetare, poate nu vă vine să credeți, dar inclusiv în educație fizică și sport, avem un centru de cercetări puternic aici la Pitești. Iarăși o să vă spun un fapt poate neașteptat, teologia are un centru de cercetare. O să ziceți că ce anume, să vedeți ce interesante sunt. Mi-a scăpat, da, nu pot să, ce anume. Există un centru de cercetare la teologie, la Facultatea de Teologie, este acreditat național chiar din 2006, deci... Una din direcțiile importante de cercetare a lor este domeniul ecumenismului. Da? Și l-am avut invitat de vreo trei ori sinergia, pe Părintele Tecan, nu mi-a des... N-am ajuns la subiect, da. L-ați provocat pe partea cu particula lui Dumnezeu și atunci normal că... Nu, ideea este de fapt că în toată zona universității sunt astfel de preocupări. De ce? Pentru că a fi universitar înseamnă nu a urmări doar activitatea didactică, ci a avea și activitate de cercetare. Sunt strâns corelate acestea și dacă vreți, este modelul de universitate care în momentul de față este american, este în partea vestică a Europei, este așa numitul model humboldian, care împletește partea de
învățământ cu partea de cercetare. Noile cunoștințe se cresc din cercetarea comună, cadre didactice, studenți. Este un lucru de apreciat, mai ales că, oricum am spune, Universitatea din Pitești este o universitate tânără. Practic, ea a început să se dezvolte de când? Din 95, 96? Dacă, nu, istoric vorbind, SINS înseamnă 1962, dar 1962 a însemnat un institut pedagogic, era un institut de 3 ani, ulterior, undeva înaintea anilor 80, a apărut Institut de Învățământ Superior, asta a fost o denumire a universității noastre, însemna și partea de inginerie, cei de la partea de automobile, de la rudiere și TCM au fost primii ingineri în Pitești. Mă rog, au fost și o fază de institut de subingineri, iar ca universitate suntem din 1991. Asta ar fi istoria foarte scurtă. Da, vedeți că baza materială, ceea pe care o vedem acum, ea este o, hai să spunem, o producție relativ recentă. Nu putem să ne comparăm cu centre mari universitare care au poate 200 de ani de activitate. Eu de asta am spus că și-a atins maturitatea. Pentru că, în sfârșit, putem spune că pe baza eforturilor din ultimii 10 ani făcute de întreg personalul academic, pentru că domnul Barbu a fost o minte luminată care a știut încotro să împingă lucrurile, dar nu se puteau face fără efortul conjugat al tuturor membrilor staffului academic. Am făcut sacrificii în ultimii 10 ani tocmai ca să ne dezvoltăm baza materială. Iar acum ne-am atins maturitatea. Și încă un aspect. Universitatea a beneficiat de o generație de seniori. Eu, în momentul când am ajuns în universitate, deși am avut ore din 1985, totuși titular al universității am fost în 1988. Am prins un interval de aproape 8-10 ani în care nu mai fusese nimeni angajat în universitate. Practic, în aceste zile sau în următorii câțiva ani, în următorii 5 ani, acea generație, această generație de seniori urmează să treacă la pensie. Vom avea o problemă. Vom fi o problemă, dar eu sunt totuși optimist. De ce? Pentru că deja universitatea beneficiază de o resursă umană tânără. Media de vârstă, statistic vorbind, este undeva sub 40 de ani, între 35 și 40 de ani. Este o generație care se află la maturitate științifică și mă aștept pe baza output-ului științific pe care această generație îl va scoate, nu? Ca rezultat al cercetării, universitatea să urce în sus. Atunci, premizele pentru dezvoltare ulterioară, pentru fazele următoare ale universității, eu zic că sunt deosebite, pe baza acestei resurse tinere. Sunt multe universități în țară și, spre exemplu, mă refer la Politehnica din București, care are mari probleme legate de această resursă tânără. În zona facultăților de electronică și calculatoare este foarte greu în momentul de față să găsești asistenți, chiar și șef de lucrări, ca să vină în universitate și să se dedice muncii de universitar. De ce? Pentru că în această zonă mediul socioeconomic oferă nenumărate avantaje, mult mai rapid cariera este, poate fi urmărită, adică poți să crești în ierarhia din o anumită societate față de universitate. Este mult mai greu într-o universitate. Salariul este și mai mic și atingerea treptelor didactice se face cu mult mai mare greutate. Cu toate acestea, cum spune domnul prorector Șerban, noi acum, având atât de multă încredere în personalul nostru, în personalul academic de vârstă medie și tânără, suntem absolut siguri că e suficient să li se creeze mediul propice pentru a lucra. Atât. Da, și eu cred că și dumneavoastră. Și asta e menirea managementului universității, să creeze condițiile optime pentru ca acești tineri să se poată dezvolta. La care aș adăuga eu și o continuitate de idei. E foarte important să continui niște proiecte care au dat rezultate pozitive, bineînțeles să le îmbunătățești, pentru că orice lucru este perfectibil. Vă spuneam înainte de a intra în emisiune că eu am foarte mare încredere că marea majoritate a personalului academic al Universității din Pitești e înțeleaptă. Și că știe că în asemenea momente dificile prin care trece întreg învățământul românesc, nu numai noi, suntem totuși o universitate stabilă financiar, universitate de 9-50 pe scala stabilității financiare din 10 și care, pe de altă parte, a înțeles din ceea ce a făcut în trecut, a înțeles care sunt problemele și acum are și condițiile optime să și le rezolve. Iar
ideea că acum urmează în mediul academic alegeri nu face decât să ne dea curajul că vom avea șansa de a avea o conducere înțeleaptă în viitor care să ducă lucrurile mai departe. Și poate la fel de important ar fi și următoarea idee, nu există o dependență politică. Da, corect. E foarte important. Părerea mea că universitatea noastră, fiind departe de interese politice, a reușit încet, dar sigur, să meargă în calea de dezvoltare, în destinul ei. Punem punct emisiunii din această seară, mulțumind invitațiilor mei, sper să-i mai am poate în aceeași formulă, poate în altă formulă să-i mai am invitații cu alte ocazii. Până data viitoare, dragi prieteni, ca de obicei vă doresc toate cele bune, un weekend plăcut și nu treceți indiferent pe lângă bibliotecă, pentru că în ea aflați foarte multe lucruri interesante pe care în mod sigur nu o să le găsiți în niciun fel de pagină, pe niciun fel de pagină web sau în vreun dispozitiv tehnologic. Îl folosim, le folosim, dar e bine să mai și citim ca să ne antrenăm și creierul. Până data viitoare, toate cele bune!